Superliga. Deci, cum spuneam, aseară la Craiova, Craiova bate FCSB cu 2-0, o victorie meritată și cred că fără dubii al oltenilor, care după venirea lui Gâlcă pur și simplu și-au dat restart. În 4 meciuri cu Gâlcă, Craiova bate de 3 ori, aseară a fost prima victorie pe Oblemenco pentru că pierduse precedentul meci Gâlcă, de fapt debutul său pe banca tehnică, pe teren propriu cu CFR Cluj. Dacă, o să discutăm, dacă oltenii atunci la meciul cu CFR Cluj s-ar fi agățat de egalul de, după care plângea Sorin Cârțu, acum erau mult, mult mai liniștiți în lupta pentru locul 2. E foarte interesantă lupta la locul 2 și trebuie să spunem, ca să fie, că multă lume întreabă cine termină pe locul 2, dacă cele două vor fi la egalitate, așa cum sunt în acest moment, 40 CFR, 40 Universitatea Craiova. Primul criteriu de departajare este cel al înjumătățirii, al rotunjirii, nu se pune problema acum. Sunt în aceeași oală, au avut 53 de puncte, a avut CFR-ul, 49 Craiova. Din sezonul regulat. Așa, dacă, iar dacă vor termina la egalitate, indiferent de clasamentul și de golaverajul din play-off, CFR Cluj va fi echipa pentru care va termina pe 2. Mai sus, a terminat pe 3 și aici era regulă, era avantajată. Era da. Era ideea cu Rapidul. Asta este discuția de jos, că o să ajungem și în jos și la play-a. Voluntarnicele 5 este singura echipă fără rotunjire. Da. Așa că e primul criteriu la care e supravantajat. Altceva vreau să spun de Rapid. Rapidul e situația asta cu un punct făcut în condițiile în care a intrat cu gânduri mari. Nu, la 4 puncte deci, de FCSB. Exact, la în condiții. A intrat deci pe echipele, locul 2 cu o echipă care și-a propus titlul. Oameni buni, exact. Celelalte echipe care au făcut un punct sau două sau trei sau patru în decursul anilor de play-off, alea n-aveau niciun gând. Da, alea aveau 5, ca de la să început, salveze de retrogradare. Exact, aveau direct 15 puncte înapoi a liderului și nu se punea problema. Și până final a fost un Sepsi FCSB 1-5 cu mulți juniori pe teren, cu Magiun Barbu pe bancă, prietenul tău, la Sepsi, că plecase Neagoe. Deci conjuntura era cu totul alta, adică să pleci de undeva de unde tu îți propui titlul, să faci un punct din 24, băi, un punct din 24, vrei spun ceva? Și ăla contra clientului tradițional. Adică dacă nu FCSB, și ăla deja se dă ăla lumea deja cu fundul în sus, da, adică nici era, cu FCSB nu faci măcar un punct. Cu tot respectul, deci dacă se juca, bravo lor, dar Robert, dacă se juca, Cristi, dacă se juca clasamentul întreg, adică nu era linia asta între 6 și așa, Rapidul intra în hora retrogradării. Următoarea echipă în ultimile 8 jocuri, următoarea echipă care e în coada clasamentului este Poliaș cu 4 puncte. A mai făcut ieri 3. Am mai făcut ieri 3. Vorbesc înainte de etapă, da. 4 puncte avea Poliaș în ultimele 8 etape. Da. Adică, da, aveau doar victoria cu Voluntariu și un egal, nu mai știu cu cine. Victoria cu Voluntariu avea victoria cu Voluntariu, 3-1 acel trei. Da. Și încă un egal. Adică nu și meciul de o să discutăm propui și de ce se întâmplă acolo jos în play-off, că e nebunie totală. Și meciul de ieri ați văzut ce adică comentarii și ce tensiune au generat. Încă o dată susțin ceea ce spun de vreo 7 ani încoace. Sunt mulți fani ai acestui sistem, eu nu mă număr printre ei, cu play-off și cu play-out. Spun că la noi, i-a spus și domnului Dioseghi când a intrat aici, atunci când au accesat play-off-ul cu rezultatul de la Ploiești, domne, la noi, accederea în play-off, aia pe ultima sută de metri, în ultima etapă, trebuie tradusă prin salvarea de la retrogradare. Direct, da. Așa se cheamă ea. Un bon. Da. Deci, anul ăsta n-a fost cazul. Păi știu echipe. Anul ăsta n-a fost cazul, dar n-a fost. Care exact așa gândeau, nu dau nume, care sunt acum în play-off, în play-out, da. Spuneau, dacă prinde locul 6, gata, ne-am salvat. Bun, dar au fost în anii trecuți, țin minte, acum 2 ani, un FC Argeș CFR Cluj 0-6. A fost acum 2 ani, 2022, în 2022. Băi, deci, de ce mai e la play-off ca să fie 6-0? Era o performanță acolo, pentru Argeș s-a calificat și le-a cam pierdut pe toate. Cu Craiova și un început în care Costel Gâlcă e aproape să îndeplinească obiectivul Craiovei, pentru că și dacă nu va termina pe locul 2, și eu cred că CFR Cluj ar fi prima favorită, ar avea primele șanse la locul 2. CFR Cluj joacă la FCSB sâmbătă seara, în timp ce Craiova joacă la Faru, iar apoi în ultima etapă CFR Cluj are acasă cu
Farul, iar Craiova acasă cu Sepsi. Dacă CFR Cluj va face același rezultat, număr de puncte, același rezultat ca el face și Craiova, da, cu Farul, ei deci sunt. CFR la FCSB și Craiova cu Farul, același rezultat, același rezultat, scor. Același rezultat. Adică dacă face egal, dacă face egal CFR și face egal și Farul, eu cred, da, că CFR în ultima etapă cu Farul va termina pe locul 2. Farul va fi oarecum ieșită din... Farul a fost cea mai imprevizibil. Farul are șansa, Farul are șansa, dacă bate Craiova, să vină la două puncte, da, de Craiova, da, să meargă la Cluj și să-i meci oarecum și locul 3. Locul 3 poate fi loc de baraj. Sau nu. Sau nu. Sau nu. În funcție ce se întâmplă în cupă. Dacă și Petrolul câștigă ultima etapă, da, Iași, da, și exact, Clujul pierde la Voluntari, avem de vorbit de calculele de jos. Atunci se duce în primele 4. Se duce locul 11 Clujul și nu mai joacă, nu se mai joacă baraj. Nu este până pe locul 10 Universitatea Cluj și Oțelul va lua cupa, atunci nu vom mai avea baraj, exact, de...